Bună seara, bine v-am regăsit! Continuăm astăzi seria ontologiei epistolelor și aș vrea să abordez o temă ontologică, cu adevărat ontologică, adică o temă filozofică tratată de Pavel, și anume problema învierii lui Isus, pe care în 1 Corinteni, capitolul 15, Pavel o abordează în termenii filozofiei și a științei grecilor din timpul său. Vom analiza la cealaltă serie care merge paralel, cea referitoare la certitudini pierdute și regăsite. Vom încerca să analizăm filozofic și puțin științific speculativ argumentul lui Pavel în contextul secolului 21. Deci aceste două emisiuni vor merge în cuplu. Dar astăzi vă propun să o exegeză a textului lui Pavel din 1 Corinteni 15 și vreau să citesc începând de la versul 12. Iar dacă se propovădește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos nu a înviat, și dacă nu a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este credința noastră. Ceea ce Pavel introduce aici este ideea că învierea lui Iisus este o axiomă. Și dacă dăm această axiomă la o parte, Evanghelia și, mă rog, tot serviciul creștin este un nonsens. Numai această problemă n-ar fi o problemă prea mare pentru mulți dintre noi să renunțăm la predicare și la biserică, dar ideea este mai adâncă decât atâta. De ce? Care este sensul învierii lui Iisus pentru Pavel? Este mai mult decât o axiomă aici. În sensul că, repetă o afirmație care am făcut-o mai înainte și care a inspirat titlul acestei serii, Ontologia Epistolelor. Pentru Pavel, învierea lui Iisus este o mutație ontologică. Aș vrea să mă întorc iarăși la 1 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 28. Dumnezeu a ales lucrurile care nu sunt ca să le nimicească pe cele ce sunt. Dumnezeu a ales homeon ca să nimicească ho-on. Am ales participiul on. Pentru că cuvântul ontologie, care vine de aici, are un sens specializat. Și ontologia se referă la discursul despre existență în sine. Acum, ceea ce caracteriza concepția ontologică a grecilor, sau, mă rog, a școlii inițiate de Plato, urmate de stoici și oarecum dezvoltată în alt sens mai târziu de Aristotel, este aceea că ho-on, existența în sine, este atemporală. Așa că un eveniment, cum ar fi nașterea și moartea lui Iisus, nu poate să aibă o relevanță ontologică pentru greci, întrucât este un simplu eveniment care are loc în timp, dar ceea ce este ontologic are loc în afara timpului. Mulți dintre misticii bisericii din răsărit sunt influențați de această concepție și îl văd pe Iisus oarecum ca ceva ce trebuie depășit aspectul istoric pentru a căuta acea contemplație mistică, acea unire veșnică cu un Dumnezeu atemporal. Mă rog, concepția aceasta filozofică este în creștinism, în sensul că în viața viitoare vom trăi în afara timpului. Nu va exista timp, va exista veșnicie. Veșnicia însemnând atemporalitate. Deci, în sensul acesta, nu mai are niciun eveniment, sau dacă vreți, toate evenimentele sunt simultane. Teologia catolică, iarăși, recunoaște același principiu, că toate evenimentele sunt simultane la pentru Dumnezeu și probabil și pentru cei mântuiți. Sufletul mântuit merge undeva într-o zonă în afara timpului. Am auzit și la unii dintre credincioșii noștri obișnuiți ideea aceasta că în cer nu va mai timp, va fi veșnicie. Ei nu prea pricep bine ce spun. Într-un fel, ei înțeleg veșnicia ca un fel de placă stricată, ca ceva ce se repetă la nesfârșit, cântă, se roagă, mă rog,
dau slavă Domnului, iar cântă, iar dau slavă Domnului, iar mai vizitează luni fără păcat, iar se întorc și iar cântă de bucurie și așa mai departe. Deci e ceva ce se repetă la infinit și nu este nimic nou, ceea ce este un fel de atemporalitate, dar în sensul unei repetiții la nesfârșit. O să discut problema aceasta sub aspect psihologic la celălalt serial. Cert este că pentru Pavel, care sub aspect filozofic este influențat nu numai de gândirea ebraică, pentru care nu există temporalitate, dar mai ales de gândirea lui Epicur. Pentru Pavel nu există, pentru ontologicul nu este în afara timpului. Din acest punct de vedere, putem face o paralelă între concepția lui Pavel și a lui Heidegger, despre care am vorbit ultima dată. Anume, Heidegger a arătat în acea deconstrucție, acea deconstrucție pe care a făcut-o ontologiei grecilor și a lui Descartes, că, de fapt, conceptul de atemporalitate este doar o abstracție. Nu numai că nu există existență în afara timpului, dar existența este egal timp. În timp și ființare, el asta se spune, ființa este în timp. Așa că, din acest punct de vedere, Pavel este de aceeași parte ca și Heidegger. Refuză atemporalitatea. Și în situația aceasta există o istorie ontologică. Există o istorie a lui Dumnezeu. Și Iisus în această istorie este un eveniment de ruptură. Este o mutație ontologică, cum am spus. Folosind un termen mai modern, Iisus este o singularitate. Deci Iisus nu este un eveniment dintr-o serie. Învierea lui Iisus nu este un eveniment într-o serie de învieri, care să zic cum ar fi învierea lui Lazar sau învierea mortului care a căzut peste oasele lui Elisei. Evenimentul lui Iisus este singular. Și de aici începe o serie nouă. Deci, așa cum spunem noi că Big Bang este o singularitate sau o gaură neagră este o singularitate, în același fel spunem că Iisus este o singularitate, da? Deci este ceva ce merge în progresie nesfârșită spre infinit. Dar infinit înseamnă de fapt nedefinit, așa că nu folosim cuvântul infinit. Aș vrea să mă întorc la argumentația lui Pavel. Deci Pavel susține că învierea lui Iisus este o mutație ontologică care a dus ordine nouă de lucruri. Și în contextul acestei ordini noi de lucruri, există înviere. Care este argumentul că această nouă ordine de lucruri a avut loc? Ferește că Pavel spune că Iisus a înviat și s-a arătat multora, dintre care nu sunt în viață, cam 500 dintre care nu sunt în viață, apoi s-a arătat și lui. Argumentul ăsta este anecdotic și nu poți să construiești o idee atât de revoluționară pe acest argument anecdotic. Ideea lui Pavel este aceea, și hai să citesc mai de versetul 17, ca să o dezvolt. Dacă Hristos n-a înviat, voi sunteți încă în păcatele voastre. Ceea ce susține Pavel aici este că învierea lui Iisus a dus această mutație ontologică care face ca omul să nu mai fie în păcatele lui. Dar ce înseamnă a fi în păcat? E foarte ușor să confundăm aici, cum facem de obicei, conceptul de păcat la Pavel cu conceptul iudaizant sau iudaic de păcat. În sensul că există o lege undeva exterior, în exteriorul omului, pe care omul trebuie să o asculte. Și atunci când nu reușește să asculte de această lege, este păcat. De fapt, ideea de păcat la Pavel este mult mai adâncă. Pentru Pavel, păcatul este egal cu lege. Deci, dacă luăm formula care apare la Ioan și la Iacob, că păcatul este fără de lege, păcatul este călcare de lege, Pavel merge ceva mai adânc. Păcatul este lege. Pentru el, legea definește, scopul legii este să definească păcatul. Păcatul există fără legea celor 10 porunci, dar implică existența legii. Și omul ca om există numai sub lege. Legea este o diferențiere a omului, a voinței umane față de voința divină, o diferențiere a femeii față de bărbat, a evreului față de neam, de goim, a grecului față de barbar, a stăpânului față de sclav, a cetățeanului față de
necetățean. Deci legea creează toate aceste diferențieri care n-au voie să fie încălcate. Pe când omul nou în Iisus este definit prin dărâmarea acestor bariere a zidului de despărțire. Deci dacă Iisus nu a înviat, acest om nou nu există. Și noi suntem încă în păcatele noastre, în sensul că aceste diferențieri sunt încă valabile. Nu există omul nou în Iisus. Cea mai importantă diferențiere este diferența dintre voința lui Dumnezeu și voința omului. Diferența între om și Dumnezeu este bariera fundamentală. Este o limită lăuntrică. Deci, sub lege, omul se raportează la voința lui Dumnezeu ca la ceva exterior și scopul legii este să expliciteze acest raport, care limitează omul și prin natura acestei limitări omul este păcătos. Ori în Iisus este dărâmată această barieră și voința omului și voința lui Dumnezeu fuzionează. În sensul acesta, omul nou este o singularitate, este o voință infinită și este una cu voința lui Dumnezeu. Deci Pavel spune, dacă Hristos n-a înviat, această mutație ontologică n-a avut loc. Deci voi sunteți încă în păcatele voastre. Și argumentul din versetul 19 e foarte interesant. Voi suntem cei, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Iisus, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. De ce cei mai nenorociți dintre oameni? Aici Pavel începe o polemică subtilă cu Epicur. Epicur era filozoful prin excelență al clasei de mijloc. Așa cum stoicismul era filozofia aristocrației și Platon era filozoful aristocraților, a intelectualității eleniste și romane. Epicur era filozoful clasei de mijloc și a unor sclavi literați. Existau, e adevărat că foarte mulți creștini erau dintre sclavi, dar să înțelegem că nu toți sclavi erau niște analfabeți, existau așa zis și literatus. Mulți oameni bogați preferau să aibă un sclav care să le țină contabilitatea, corespondența, care se reprezintă de multe ori în tranzacții legale sau de afaceri și acești literatus se bucurau de un prestigiu social serios, cu toate că nu erau oameni liberi. Deci Epicur era filozoful de preferință al sclavilor literați și al clasei de mijloc. Și ferește că cei mai mulți de creștini proveneau din această clasă. Și este logic să gândim că cei mai mulți de creștini proveneau din biserici epicuree. Folosesc cuvântul biserică în sensul original, eclesia, adunare. Nu creștinii au inventat eclesia. Eclesia exista înainte de apariția creștinismului. Erau, să zic așa, un fel de grupuri de suport. Și cele mai populare erau cele epicuree, în care oamenii creau relații de prietenie și de confort, de ajutor reciproc, studiau învățurile lui Epicur, aveau mese comune. Una dintre maximele lui Epicur este aceea că moartea nu este o tragedie, ci moartea trebuie acceptată ca ceva natural. Aș vrea să fac diferența între ce spune Epicur și ce spun mai târziu filozofii existențialiști despre care am studiat data trecută, în sensul că pentru existențialismul modern existența umană este tragică și moartea conferă această dimensiune tragică a existenței umane. Ce însemnează existență tragic? Însemnează, dacă luăm tragicul așa, plecând de la paradigma dezvoltată de tragedienii, de dramaturgii greci, este un erou care merge împotriva destinului știind că nu are nicio șansă, dar care totuși merge, cum spune în Iliada, cu sulița în mână împotriva destinului. E bine, epicureismul nu are această dimensiune tragică, așa cum nu are nici Plato când descrie moartea lui Socrate. Din potrivă, moartea atât la stoici cât și la epicurei este acceptat ca ceva natural. Trecerea la inexistență. L-am citat pe Hitchens, dar cineva mi-a atras atenția că asta a spus-o Mark Twain înainte de Hitchens. Probabil că Mark Twain a spus înainte de Hitchens. Anume, când voi muri, nu voi mai exista. Așa că nu voi muri niciodată, fiindcă nu știu că mor. Câte vreme exist, n-am murit. Când mor, nu mai știu că exist.
ca atare nu experimentăm moartea. Bine, argumentul ăsta l-a dus Epicur cu privire la moarte. Așa că nu trebuie să ne teme de moarte, fiindcă oricum nu experimentăm pentru că nu mai suntem conștienți. Pavel atacă direct acest argument. Dacă numai pentru viața asta ne-am pus nădejdea în Iisus, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. De ce ar fi cei mai nenorociți dintre oameni dacă Epicur susține că moartea nu este o nenorocire? Pentru că, pentru Pavel, ideea este că omul care l-a primit pe Iisus este un om nou. Și acest om nou nu are limite. În sensul că voința lui merge la infinit. Mintea lui se dezvoltă la infinit. Ca tare, moartea este o frustrare, pentru că potențialul, fiind o singularitate, potențialul infinitului există în acest om nou. Omul acesta nou nu este făcut să moară, ci este făcut să trăiască. Deci nu există acea veșnicie, cum și-o închipe mulți creștini, în care o placă stricată se repetă la nesfârșit, nici atemporalitatea, ci mai degrabă este o continuă creare de ceva nou, o voință care creează mereu ceva nou, care mereu descoperă ceva nou, care mereu aduce ceva nou. Și în sensul acesta suntem cei mai norciți dintre oameni, pentru că moartea este într-adevăr o frustrare teribilă pentru cei care și-au pus nădejdea în Iisus. Deci n-are rost să spui nădejdea în Iisus doar pentru viața aceasta, pentru că doar îți întărești frustrarea în fața morții. Ferește că Iisus nu este pentru Pavel ceea ce este pentru mulți creștini din timpul nostru, care pentru ei Iisus este un mod de a muri de acum, ca să fii mort o veșnicie, ca să fii un zombi o veșnicie. Deci ei, pentru că văd veșnicia ca niște zombi, ca niște morți vii, un fel de nevroză compulsivă, obsesivă, ei încep această nevroză din viața aceasta și sunt deja morți de acum înainte. Pavel nu se referă la aceasta, ci se referă la viața care implică un potențial inepuizabil, și tocmai aceasta face ca moartea să fie o pierdere infinită. Vreau să trec în contextul acestei polemici cu Epicur, apare versul 32. Să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Acesta este argumentul lui Epicur, de fapt. Și nu în sensul că Epicur, trebuie să înțelegem că Epicur nu era în niciun caz un hedonist vulgar. În sensul că era adept unei vieți ascetice, nu numai cumpătate. Dar, dincolo de aceasta, recunoștea că să mâncăm și să bem, de multe ori acest mâncat și băut era la niște mese comune, căci mâine vom muri, în sensul că nu avem altceva decât bucuria carnală aici pe pământ. Dacă nu viază morți, atunci să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Deci, pentru Pavel, atunci, ideea este, la Epicur, moartea este ceva natural, așa că nu poate fi ceva rău. Trebuie acceptată ca o parte a naturii. Așa cum mâncarea și băutura fac parte din ordinea naturală a lucrurilor, la fel moartea este naturală. Aici este o paralelă interesantă între argumentul lui Pavel împotriva epicureismului de aici, în care, repet, nu critică epicureismul pentru hedonism vulgar, fiindcă epicureismul nu avea un hedonism vulgar. Epicureismul era de fapt foarte ascetic și foarte cumpătat. Însă el critică epicureismul pentru că acceptă moartea ca pe o limită naturală, în sensul că tot argumentul lui Pavel să desfășoare în jurul ideii că în Iisus omul depășește limitele naturale, despre care voi discuta puțin mai târziu. Dar este o paralelă interesantă cu celălalt argument pe care îl aduce Pavel în capitolul 6 din a doua Corinteni, că trupul este pentru pântece, mâncarea este pentru pântece, pântecele este pentru mâncare, dar trupul nu este pentru curvie, ci este pentru Domnul. Implicit, aici Pavel întotdeauna găsește că viața are un sens mai înalt decât satisfacerea dorințelor animale. Critica pe care o duce lui Epicur este că Epicur, într-adevăr, este un tip care recomandă moderația. Epicur este un ascet. Epicur recomandă o viață foarte morală și o atitudine foarte blândă. Epicur are foarte mult comun cu un liberal modern, care vrea să fie drăguț cu toată lumea, să fie
armonie între toți oamenii, să protejezi natura, să trăiești o viață naturală și așa mai departe. Și Pavel respinge această viziune a lui Epicur în numele unei viziuni mult mai radicale. Viața nu se reduce la viața naturală. Viața în Iisus este zoe, nu este bios, ca să spun așa. Sunt doi termeni diferiți la greci. Este zoe. Și această viață implică un scop mai înalt decât naturalul. Acest scop mai înalt este văzut în omul nou, în Iisus. Și asta apare cel mai clar în versetul 26, vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Bun, ideea că moartea este un vrăjmaș merge direct în opoziție cu filozofia lui Epicur. Și numele lui Epicur și al lui Plato, în care moartea este un prieten. Așa că Pavel susține o ideea că moartea e un vrăjmaș. Deci este moartea un vrăjmaș, dacă moartea este ceva natural, dacă toate animalele mor. Acum o să ne reîntoarcem probabil la superstiția noastră că pe vremuri în Eden nu mureau nici pisicele, nici câinii, dar mai mult decât nu mureau nici măcar bacteriile. Și nu știu cum mânca Adam și Eva mere, că sunt făcute din celule și omorau. Fiecare celulă omorâtă este în ultima instanță un organism unicelular care trăiește în interdependență cu alte organisme. Ideea este absurdă în sine, sau ideea că ar putea animale să se reproducă, dar să nu moară. Puțină matematică ne spune că planeta ar deveni un iad. Însă argumentul lui Pavel este că omul e un animal. Omul e mai mult decât un animal. Vreau să vă discuta argumentul acesta lui Pavel la seria despre certitudini. Dar vreau să mă întorc acum la ideea că lui Pavel, deci Pavel vede individul ca, voi folosi termenul modern de singularitate. Deci Descartes folosea termenul voință infinită și în general idealiștii, filozofii idealiști au folosit termenul voință infinită. Termenul care folosim nu este singularitate. Infinit, de fapt matematic, infinit înseamnă nedefinit. Da? 1 pe 0 nu este egal cu infinit. 1 pe 0 este nedefinit. Și o singularitate este o funcție care merge asimptotic spre axa verticală, fără să o atingă niciodată. Deci are o limită deschisă spre infinit. Și îmi place acest termen. Deci viața omului nou în Iisus are o limită deschisă spre infinit. Păcatul este limită închisă. Viața nouă în Iisus este limită deschisă. Și această limită deschisă este exprimată în faptul că nu mai există o limită între om și Dumnezeu în omul nou în Iisus. Versul 29, alt argument interesant. Altfel, ce ar face cei care se botează pentru morți? Acum, Pavel nu vorbește aici despre ritualul mormonte a te boteza pentru morți, că s-a botezat, mi se pare, mormonii pentru Anne Frank și s-au supărat evrei, fiindcă vor ca Anne Frank să rămâne evrei, că să nu se boteze mormonii pentru ea. Partea ridicolă este că săraca Anne Frank niciodată nu s-a gândit că va deveni subiect de discută între evrei și mormoni. Ritualul, nu înțelegem prea bine textul acesta, dar există teologi care propun, în comparație cu alte ritualuri din timpul lui Pavel de religii mistere și de religii esoterice, că ritualul de mormântare în biserica primară era altceva decât este astăzi. Ne mergem la o mormântare, pământ din pământ, țărână din țărână, în sfârșit Duhul merge la Dumnezeu care l-a dat, trupul merge în pământ, predăm pământului rămășițele neînsuflețite și așa mai departe. În biserica primară se pare că moartea era văzută ca un botez și era identificarea perfectă cu botezul lui Iisus, cu moartea lui Iisus care este simbolizată prin botez. Așa că atunci când cineva murea, firește, nu mai putea să fie botezat, dar cineva în locul lui, un substitut, o persoană care substituia, și este posibil că acea persoană era, îi se dădea această însărcinare de cel care urma să moară. Cineva în locul lui trecea prin ceremonia unul al doilea botez și acest botez implica intrarea în moarte și trecerea în viața viitoare. Un ritual interesant care s-a pierdut. Ne gândim, de exemplu, la faptul că în Antichitate exista un ritual al morții în care consta în aceea de a lua ultima suflare.
Probabil că cel care l-a ultima suflare în biserica primară efectua acest botez pentru mort. Deci Pavel întreabă ce rost are acest ritual dacă nu credem în învierea lui Iisus. Însă vreau să trec la versul 30, care îmi place foarte mult. Pentru că aici e vorba de, iarăși este un atac direct asupra lui Epicur. Însă arată radicalismul politic al lui Pavel. Și o să citesc versetul 30. Și de ce suntem noi în primejde în orice clipă? În fiecare zi eu sunt în primejde de moarte. Atât este adevărat aceasta faților, cât este adevărat că am de ce să mă laud cu voi în Hristos Iisus Domnul nostru. Dacă vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele în Efes, care mi este folosul? Dacă nu viază morții, atunci să mâncăm, să bem, că și mie vom muri. Deci se încheie cu un clișeu epicureu. Să mâncăm, să bem, că și mie voi muri. Dar care este ideea? Ce însemnează de ce sunt în primejde de moarte dacă nu viază morții? Sunt în fiecare zi, spune Pavel, în primejde de moarte. Și spune, este adevărat, fraților, că sunt în primejde de moarte. M-am luptat cu fratele fiarele din Efes. Ce rost are să mă luptă cu fiarele din Efes? De ce să nu mănânc și să beau, căci mine voi muri? Epicur. Îi învăța pe ucenicii săi, învățase pe ucenicii săi să fie foarte precauți din punct de vedere politic. În Atena exista pedeapsa cu moarte pentru un impostor în filozofie. Ar fi frumos dacă ar exista și în timpul nostru așa ceva, da? Dar cert este că Epicur, într-un anumit sens, niciodată n-a fost un filozof acreditat. Nu era semnul de acreditări din timpul nostru. Însă nu învățase la picioare niciunui filozof mare, da? Deci nu învățase la o școală de filozofie. Era un autodidact. Cu toate că a văzut mult mai departe decât platoniștii și poate tocmai din cauza că n-a învățat la picioarele unui stoic sau unui discipul al lui Plato sau Aristotel, a putut să depășească viziunea metafizicii grecilor. Însă Epicur a fost foarte precaut și nu s-a pretins niciodată un filozof din cauza aceasta în Atena și în general i-a învățat pe urmașii săi să fie apolitici, să evite pe cât se poate orice implicație politică, orice formă de radicalism social, să fie prieten cu toată lumea. Din potrivă, se pare că Pavel aici susține ideea că creștinismul este o ideologie politică foarte radicală, care îi aduce în primejde de moarte pe creștini. Și istoria dovedește că a avut dreptate. Noi nu știm la ce evenimente se referea Pavel în timpul acela, dar este foarte clar că creștinismul în sine este un atac împotriva cezarului. Ideea că Iisus este rege. Mai mult decât ideea acelei mutații ontologice despre care am vorbit. Ideea omului nou în Iisus, mai ales. Da? Ideea acelui om nou în care nu există sclav și stăpân, nu există roman și barbar, nu există evreu și grec, este foarte radicală la timpul ei. Gândiți-vă la Imperiul Roman în comparație cu globalismul corporat al timpului nostru. Filozofia de bază acestui globalism corporat este multiculturalismul. În sensul că lumea este împărțită în etnii și grupe etnico-religioase și culturi diferite. Și ideea că aceste culturi sunt distincte, dar sunt egale și trebuie să se respecte între ele. Universală este puterea banului și a pieței. Pe timpul lui Pavel, universală la puterea Romei. Și puterea acestei Rome recunoștea o serie de grupe diferențiate între ele. Evrei, greci, femei, bărbați, barbari, cetățeni, civilizația Romei. Armonia socială depindea de acceptarea și recunoașterea acestor distincții. De fapt, cetatea antică stătea ca ontologie politică pe afirmarea acestor distincții. Creștinismul este o negare radicală a acestor distincții. Aici nu e vorba de egalitarianism, că mai mult decât egalitarianism, e vorba de universalitatea omului nou, care
este de fapt în opoziție cu universalitatea cezarului sau puterii politice a cezarului. Și asta face ca creștinismul să fie, creștinismul predicat de Pavel, să fie o ideologie politică radicală. Pavel spune că el nu se dă înapoi de la acest radicalism. Și că, în general, implicația este că creștinii sunt în primejdie de moarte și nu trebuie să se dea înapoi. Deci este o contestare a ordinii, a ordinii sociale, a vremii. Dar spune el, totuși dacă Epicur are dreptate, să mâncăm, să bem, că mâine vom muri, ce rost are să ne punem în primejdie de moarte? Ce rost are să schimbăm ordinea lumii, care oricum nu poate să fie schimbată? Așa că, după acest atac împotriva filozofiei politice a lui Epicur și afirmarea radicalismului Evangheliei ca filozofie politică, un radicalism care trebuie să-l recăpătăm, fac o paranteză, îl citez iarăși pe Žižek, care spune că Revoluția nu mai are nicio șansă dacă nu se întoarce cumva la Pavel și la epistole și la creștinismul primar și la radicalismul Evangheliei, pentru că nu are o substanță ontologică la care să se refere. Este o idee pe care vom explora la celălalt serial. Eu vreau să rămân acum la exegeza biblică. Cert este că Pavel susține un radicalism și o viață de risc, o viață de sacrificiu, care prin natura ei contrazice filozofia lui Epicur și atunci un creștin nu poate să fie un epicureu. Asta este ideea. Dar întoarcem acum la întrebarea filozofico-științifică, cum înviază morții și în ce trup se vor întoarce. Pavel folosește comparația grăuntelui. Și anume, grăuntele care, hai să mergem la text, dar va zice cineva, cum înviază morții și cu ce trup se vor întoarce? Nebunceși, ce seamen tu nu înviază dacă nu moare mai întâi? Și când seamen semenul trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă, fie de grâu, fie de altă sămânță, apoi Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește și fiecare sămânță îi dă un trup al ei. Întrebarea este, ce anume trebuie să rămână dintr-o sămânță pentru ca să învieze, da? Deci să primească un nou trup. Pavel se pare că nu acceptă aici, vreau să fiu foarte clar, Pavel nu acceptă nemurirea sufletului în sens platonic. Sufletul ceva imaterial care se duce undeva la Dumnezeu și trăiește acolo viața imaterială fără trup. Pentru Pavel nu există ideea unei vieți viitoare fără trup, ci o viață viitoare cu un trup nou. Dar întrebarea este ce anume rămâne pentru ca să nu dispară personalitatea umană. Ca atare, nu există o trecere totală la neființă, moartea nu este o trecere totală la neființă, ci este o dezbrăcare de trup. Dar ce anume este elementar pentru ca să poată exista o înviere? Pentru că ferește că dacă creierul dispare, activitatea psihică dispare, asta știm cu toții. Întrebarea este ce anume trebuie să rămână pentru ca persoana aceea să fie iarăși refăcută, pentru că dacă, să zic, cum se face în SF-ul, dar facem un clon și acest clon este, are aceeași ADN-ul și aceeași neuron și, mă rog, aceeași structuri corticale și aceeași memorie, toate sunt la fel, totuși el este altă persoană, cum în unele SF-uri care explorează ideea aceasta, apar doi cloni care sunt aceeași persoană și dispută aceeași identitate. Deci e clar că ei totuși nu sunt aceeași persoane în ultima instanță, ci sunt doi cloni, este o persoană și clonul ei. Sau o altă idee explorată în doctrina singulatarianistă, gândirea singularitarianistă, mă rog, pronunțați dumneavoastră pentru mine, este aceea că memoria este descărcată pe un computer și toată existența e simulată pe computer. Întrebarea este dacă e aceeași existență sau nu este aceeași existență. Deci ce este acel elementar care face ca existența să rămână? Ferește că
Noi nu avem nevoie nici de un suflet metafizic în care nu credem că există, nici de un trup care nu va putea să rămână, ci se descompune, ci mai degrabă de o anumită informație, mă rog, fundamentală. Dar nu vreau să discut asta aici. Pavel ridică problema și interesant ce spune Pavel. Pavel nu susține că dă răspuns la aceasta, ci el folosește ideea cu sămânța ca pe o analogie. Acum, Dumnezeu îi dă un trup al ei sămințe, dar noi știm totuși că sămânța răsare ca ceva natural. Deci se pare că aici este ideea că Dumnezeu lucrează printr-un proces natural aici. Însă, ceea ce în continuare, Pavel adoptă o teza lui Epicur și pe care dezvoltă argumentul pentru nemurire și înviere. Și care este această teză? În orice trup este la fel, ce altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peștilor. Tot așa sunt trupuri cerești și trupuri pământești, dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta este strălucirea trupurilor pământești, alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii, alta este strălucirea stelor, chiar și o stea se deosebește de în strălucirea de altă stea, așa este și învierea morților. Trupul este semnat în putrezire, în viață, neputrezire, este semnat în ocară, în viață, slavă, este semnat în neputință, în viață, în putere, este semnat trup firesc, se viază trup duhovnicesc. După cum este un trup firesc, așa este și un trup duhovnicesc. Bun. Aici ne apropiem de argumentul cheia lui Pavel. Epicur susține că lumea e făcută din atomi. Asta a fost o idee revoluționară, care a fost respinsă nu numai de Plato, de filozofii, de ucenicii lui Plato și de stoici, dar a fost respinsă de biserica creștină timp de aproape două milenii, anume că lumea este formată din atomi. Și Pavel se pare că acceptă această idee. Pentru Epicur, nu există doar oameni, există și zei. Deci Epicur este ateu în sensul că nu crede în existența unui Dumnezeu, dar crede în existența zeilor, cam așa cum crede în existența extraterestră, cum crede în existența farfurilor zburătoare, să zic. Însă Epicur consideră că diferența între oameni și ființele cerești, zeii, este aceea că sunt făcuți din altfel de atomi. În sensul că atomii din care sunt făcuți noi vin la oaltă și apoi se descompun. Și este inevitabil ca acești atomi să se descompună. De aceea moartea este inevitabilă. Dar zeii sunt făcuți din altfel de atomi. Și corpurile cerești sunt făcute din altfel de atomi decât corpurile pământești. Deci, mergând pe o idee clasică în astronomia veche. Trupurile cerești sunt de altă natură decât cele pământești. Da? Sunt trupuri eterice, se spune. Bun, Epicur spune că soarele, luna, stelele sunt făcuți din alți atomi decât sunt făcuți lucrurile pământești. Din cauza că soarele, luna, stelele, zeii sunt veșnici. Pe când lucrurile pământești sunt trecătoare. Fiindcă atomii se compun și se descompun tot timpul, în mod permanent. Lumea noastră este supusă schimbării din cauza că atomii din care suntem făcuți, să zic așa, nu creează niște legături permanente. Pavel, de fapt, susține ideea că morții vor învia în trupuri cerești. Deci ceea ce rămâne, rămâne ceva, o sămânță, dar trupul pe care îi se dă când răsare din nou, este făcut din atomii cerești. Și diferența este înviat trup firesc și este trup duhovnicesc, de fapt, este trup psihologic, înviază trup psihologic. Ce vrea să spună Pavel aici? De aceea este scris, omul din tâi Adam a fost făcut un suflet viu, al doilea Adam a fost făcut un duh dădător de viață. Omul din tâi Adam a fost făcut un suflet viu, suflet psihe, da? Deci aici argumentul lui Pavel, există trup psihologic. Omul din tâi Adam a fost făcut un trup psihologic. Pavel nu ne explică ce e trup psihologic, dar sintagma suflet viu, de fapt, însemnează suflet muritor. Omul din tâi Adam a fost făcut muritor, asta este ideea. Rețineți că Pavel nu susține că omul a fost făcut muritor, nemuritor,
și a devenit muritor prin cădere. Și suntem de la început că a fost făcut muritor. De fapt, Pavel, ideea căderei la Pavel nu este foarte clară și Augustin a rezultat-o într-un mod care a devenit paradigmatic în creștinism. Pentru Pavel, omul ca om există doar sub lege, dar sub lege omul există deja păcătos. Deci aici probabil că sunt de acord cu ideea lui Ionica Aurel, în sensul că odată devenit uman, omul devine muritor și odată în cunoștința binului și răului, omul este implicit condamnat, moare. Este muritor sau devine conștient de caracterul său muritor. Numai al doilea Adam este suflet dădător de zoe sau creator de zoe, de spirit creator de zoe, este pneumaticos, este dădător de viață. Și Pavel spune, după cum toți mor în Adam, toți viază în Hristos. Dar întâi nu vine ce este duhovnicesc, ci este firesc. Ce este duhovnicesc vine după aceea. Deci e clar că avem o experiență psihologică, firesc, psihologică, naturală, dar ceea ce este spiritual este după aceea. Revin la ideea fundamentală, Pavel, ca să înțelegem această idee. Iisus e o mutație ontologică, cum am spus, în om. Și omul nou participă la această mutație. Această mutație are loc în momentul învierii lui Iisus. Și noi, prin virtutea acestei învieri, deja avem, deci suntem deja oameni noi și ca atare, noi înșine vom învia. Întâi vine ce este firesc, apoi ce este duhovnicesc. Deci este o mutație, cum am spus, este o schimbare ontologică. Nu este ideea care susținem noi, că întâi a fost ce a fost duhovnicesc, prin cădere a fost ce a fost firesc și apoi Iisus ne-a dat înapoi ce a fost duhovnicesc. Și ideea lui Pavel este că starea naturală în care omul a fost creat este muritor și după aceea vine ceea ce este duhovnicesc ca ceva nou, ca un eveniment nou, singular, unic în istoria Universului, care este învierea lui Iisus. După cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Deci omul din tâi este pământesc, omul din al doilea este ceresc. Revin la teza epicureană că trupurile pământești sunt formate din altfel de atom decât trupurile cerești. Iisus la învierea lui a înviat într-un trup ceresc, este ideea lui Pavel. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, vom purta chipul celui ceresc. Ce spun fraților este că nu poate carnea sângele să moștenească împărțirea lui Dumnezeu și că nu poate putrezirea să poată moșteni neputrezirea. În sensul acesta, moartea este o experiență necesară pentru a scăpa de trupul acesta și a primi un trup nou. Vreau să citesc textul, versul 52. Hai să luăm de la versul 51. Iată vă spun o taină, nu vom adormi toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Ce e interesant aici, într-o clipă, într-o clipeală din ochi. Deci mai întâi apare într-o clipă, da? Deci într-o secundă, într-o clipă, într-un moment de timp instantaneu foarte scurt, da? Într-o frântură de timp foarte scurtă. Într-o clipeală din ochi. Aici, într-o clipeală din ochi, este de fapt repetat în traducere termenul într-o clipă. Într-o clipeală din ochi și într-o clipă este sinonim. Însă, de fapt, în greacă nu apare așa, ci apare en atomos. En atomos este singurul loc în care apare cuvântul atom în Noul Testament. Este foarte clar că dacă Pavel a fost într-un permanent dialog cu Epicur și a acceptat cosmogenia lui Epicur, ceea ce vrea Pavel să spună este că în momentul în care Iisus revine, morții înviază, iar cei vii vor fi schimbați la nivelul atomului. Ideea nu este un atom de timp, așa cum au înțeles traducătorii. Că de fapt Pavel repetă prima locuțiune într-o clipă cu folosind termenul un atom de timp. Un atom. En atomos implică un atom de timp, deci într-o clipeală din ochi. Ci ideea este că schimbarea este făcută la nivelul atomului, așa că trupul pământesc va fi trup ceresc. Acum, este foarte clar că Pavel folosește aici știința lui, știința accesibilă la timpul său, teoria atomică a lui Epicur. Și firește că noi nu trebuie să ne limităm la teoria
atomică a lui Epicur. Însă lucrul care merită lui Pavel aici este că apelează la o anumită concepție cosmologică a timpului, filozofico-științifică a timpului, încercând să aducă un argument pentru înviere. Întrebarea este cum ar suna un astfel de argument în termenii fizicii cuantice, de exemplu, sau în termenii cunoștințelor despre universul timpului nostru. Și au fost, nu trebuie să facem noi speculație, au existat și există oameni de știință autentici, nu vorbesc de tip care speculează ceva de la Amvon, gen Doug Bachelor, oameni de știință, fizicieni. John Polinghorne este, de exemplu, unul care vine în minte, care au încercat să speculeze o astfel de un astfel de scenariu la nivelul fizicii cuantice. Voi vorbi despre aceasta la seria despre certitudini, incertitudini. Vreau să închei cu concluzia lui Pavel. Când trupul acesta supus pătrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta mortor se va îmbrăca în nemurire, atunci am primit cuvântul care spune moartea a fost închițită de biruință. Deci clar că moartea este un vrăjmaș care trebuie înfrânt. Unde ți este biruința moarte, unde ți este boldul moarte? Pavel cerează în Vechiul Testament ca apoi să continue: boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Ne întoarcem la ideea, sunteți încă păcatele voastre, ce este păcatul la Pavel? Pentru Pavel, păcatul și legea sunt același lucru, sunt două fețe ale aceleiași monezi. Câtă vreme omul este sub lege, este în păcat. Și spargerea barierei între voința omului și voința lui Dumnezeu, unirea lor într-o singură voință, este de fapt harul în care omul nu mai este sub lege. Într-un fel sau altul, omul trăiește totul sub lege câtă vreme este în vechiul Adam. Vechiul Adam este sub lege, da? Și purtând chipul său, deși suntem deja oameni noi în Iisus, dar în același timp avem o existență în vechiul Adam. Asta este o idee fundamentală la Pavel, dezvoltată mai ales în drama din Roman 7. Și ca atare, biruința de plină asupra morții este atunci când natura veche a lui Adam, vechiului Adam, Adam fiind un om generic aici, este abolită definitiv și nu mai este sub lege, ci sub har, ceea ce însemnează că de fapt nu mai există nicio limită exterioară la voința noastră. Iar trupul uman este imperisabil din cauza că este o schimbare la nivelul atomului, spune Pavel aici. Sunt aici câteva idei interesante care sunt demne de luat în considerare. În sensul că Pavel susține, printre altele, și o atitudine militantă radicală din punct de vedere social-politic, care i-a dus pe creștini la martiraj în primele secole, sau chiar să caute martiraj în primele secole, dar fără îndoială că tocmai aceasta a distrus Imperiul Roman din lăuntru. Pavel încearcă să ofere o explicație rațională a învierii, ne rămân la simpla dogmă, și dar Pavel mai ales susține că învierea lui Iisus este, repet acest termen, o mutație ontologică, în care ceva se schimbă în natura umană și în natura lui Dumnezeu. De fapt, Iisus este omul Dumnezeu și fiecare om nou este o replică a lui Iisus. Practic, Dumnezeu nu mai contează ca ființă transcendentală după Iisus. Dumnezeu ne interesează numai în Iisus. Asta este o idee iarăși foarte radicală a lui Pavel, care n-a fost digerat ușor de gânditorii creștini care au venit după el. Vă mulțumesc pentru atenție. Următoarea prezentare va fi legată de căutarea certurilor pierdute, mă rog, seria paralelă, și vom încerca să analizăm critic din punctul de vedere al filozofiei și al științei moderne anumite afirmații teologice ale lui Pavel. Când spun că le vom examina critic, nu spun că vom demonstra că ceva este sau nu este adevărat, ci mai degrabă vom arăta care sunt limitele pe care teologia i le-a pus teologiei
materialismul mecanicist al secolului XVIII și începutul secolului XIX și în ce sens, oarecum, aceste limite sunt date la o parte de nouă viziune despre univers care s-a dezvoltat de la descoperirea electromagnetismului, apoi a fizicii cuantice și au apărut noi modele despre univers în care încercăm să redefinim ontologia și filozofia pe baza noilor informații științifice. Deci vom încerca să facem acest lucru la viitoare. Vă mulțumesc și vă spun la revedere.